arătat surprins în seara asta să văd așa de mulți oameni la închinare. Domnul să vă binecuvinteze. Cred că ați fi avut și altă treabă, dar faptul că veniți după o săptămână de muncă într-o țară în care este așa de mult de lucru și se câștigă așa de bine, este o dovadă pozitivă din partea dumneavoastră. Mi-am amintit că la un moment dat un înțelept, atât de mult citise omul ăsta încât nu mai reușise să dezlege răspunsul la trei întrebări foarte simple. Așa că s-a apucat într-o zi să meargă prin lume și a zis: doar voi întâlni pe cineva să-mi poată răspunde la trei întrebări. Prima: care e cea mai importantă clipă, cel mai important moment din viața mea? Care este fapta cea mai mare pe care pot să o fac în timpul unei vieți? Și care este persoana cea mai importantă pe care aș putea să o întâlnesc de-a lungul anilor? Și a dat peste o femeie care păștea niște mioare, o ciobăniță. A fost prima persoană pe care a întâlnit-o. Și a adresat întrebările. Femeia, surprinsă de cinstea care îi se dă ca un înțelept așa de recunoscut în țara lor, ca asta să îi se adreseze ei, s-a luminat la față și a zis acestui bărbat: socotesc că dacă clipele care au trecut nu mai pot fi întoarse și nu putem să le schimbăm, cele viitoare nu ne stau în putere și nu putem să le modificăm traiectoria. Consider că cea mai importantă clipă a vieții mele este cea prezentă, acum. Este singurul moment asupra căruia avem autoritate. Nici asupra vinerii viitoare, nici asupra celei trecute nu putem opera deocamdată. Dar asupra acestui moment putem să facem ceea ce putem. Apoi, dacă acesta este cel mai important moment din viața mea, normal că cea mai mare faptă în cursul vieții pe care aș putea să fac e cea care pot să fac în momentul de față. Ce poți să faci acum? Aia este cea mai importantă faptă din viața ta. Și având în vedere că pe tine te-am întâlnit în cel mai important moment al vieții, consider că cea mai importantă persoană din viața mea ești tu. Ei, dacă am privit pe fiecare om pe care îl întâlnim ca cel mai important om din viață, de am privit fiecare clipă ca cea mai valoroasă clipă a vieții noastre, și dacă am vedea orice faptă pe care ne stă la îndemână să o facem ca cea mai mare faptă pe care putem să o facem în cursul vieții, cât de bine ar fi de noi. Dumnezeu să ne ajute. Suntem la o seară de închinare, la o seară de rugăciune. Mi-am propus pentru seara aceasta să-l studiem, să ne uităm în cartea lui Ezra, la acest mare bărbat al lui Dumnezeu din vechime. În urmă cu câțiva ani m-am aplecat asupra vieții sale și în urma studiilor pe care le-am făcut, am decis împreună cu soția ca celui de-al treilea băiețel al nostru să-i punem numele Ezra. Astăzi avem un copilaș în familie, are deja trecut de 4 ani, care poartă numele lui Ezra. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar Ezra este în tradiția iudaică al doilea bărbat ca importanță din istoria lor. Moise este cel mai mare bărbat al evreilor, al iudeilor, și Ezra este al doilea după Moise. Mai important decât David, mai important decât Samuel, decât Isaia, decât Daniel. Ezra este privit de către evrei ca cel mai mare binefăcător al națiunii iudeice după Moise. Pentru că Ezra a făcut pentru evreii care s-au întors din Babilon ce a făcut Moise pentru evreii care se întorceau din Egipt. Adică le-a dat legea în mână, le-a pus la îndemâna poporului. El a fost cel care a inițiat sinagogile după ce s-au întors din robia babiloniană. Ezra a fost de ideea să învețe pe popor legea Domnului, citim în capitolul 7, versetul 10. Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul Israel legile și poruncile. Din acest motiv, el a fost cu ideea să se construiască în toate localitățile niște case speciale de studiu în care oamenii să poată auzi legea
Că vorba profetului, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și se adunau în fiecare sabat și se citea Tora, cele 5 cărți ale lui Moise. Cărți pe care Ezra a fost cel care le-a transcris și le-a multiplicat și le-a dat poporului. Cartea Deuteronomul, de exemplu. Cartea 2 Cronici îi aparține. Cartea lui Ezra. Psalmul 119. A scris mult omul acesta, a fost mare preot în Israel și cărturar iscusit în legea lui Dumnezeu. Dar, cum am zis, suntem la o seară de rugăciune, la un timp de închinare. Și pe mine ceea ce mă uimește când mă gândesc la rugăciune este faptul că Dumnezeu, Creatorul, Cel care a scris o carte în care sunt cuprinse planurile sale, știți Apocalipsa, cum zice Biblia, de cartea din mâna Tatălui cu cele 7 peceți și întreba acolo Dumnezeu cine e vrednic să iei cartea, să-i rupă pecețile. Totuși acest Dumnezeu este dispus să negocieze cu mine evenimentele din viața mea și din lumea terestră. Un Dumnezeu care te poate face să tremuri într-o clipă. Amintiți-vă Evrei, capitolul 12 și textul din Exod, când Moise, omul acesta neprionit și sfânt, zice, sunt îngrozit și tremur când s-a apropiat de Dumnezeu. Ezra, despre care vorbesc în seara aceasta, spuneam, Psalmul 119, tremur în fața cuvintelor tale. Mi-e frică. Totuși acest Dumnezeu atât de înfricoșător, mare, puternic și înfricoșat, sunt cele 3 trăsături pe care le-au subliniat evreii de-a lungul timpului despre Creatorul lumii. Acest Dumnezeu totuși este dispus să negocieze cu mine. Mă întorceam azi de la lucru și mă uitam la curcubeul care s-a dat peste pământ și mă gândeam la cât de important sunt înaintea Creatorului, încât Dumnezeu zice, când eu mă plec pe genunchi și mă rog, ca și Ilie altădată, 3 ani să nu ploaie și nu mai ploaie. Și apoi Ilie zice, Doamne, fă să vină ploaia. Și se roagă și insistă și insistă și după 7 rugăciuni a văzut cum se ridică norul din mare și a trimis vorba lui Ahab, grăbește-te că te prinde ploaia. Cum adică, Dumnezeule, tu faci cum zic eu? Păi asta înseamnă că eu împreună cu Dumnezeu conducem lumea. De câte ori am crezut că lumea se conduce de la Casa Albă? Sau de la Moscova, sau de la Berlin, sau de unde vreți, de la Bruxelles. Și acum aud că lumea se conduce din cămăruța mea. Citesc în cartea Genesa, în capitolul 19, un text care e convingător în această privință. Versetul 17. Începem cu versetul 17. După ce l-au scos pe Lot afară, unul din ei, din cei 3 oameni care au venit la bărbații aceia care au venit la Lot, i-a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, oh, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică, oh, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Domnul vorbește asta. Nu pot să fac nimic până ce n-ajunge acolo. Și deși în planul lui Dumnezeu și cu acest mandat veniseră îngerii din cer să nimicească Sodoma, Gomora și cetățile de prin prejur, pentru că Lot a zis, Doamne, te rog cetatea asta să o scapi. Zice, bine, uite, fac cum zici tu. Seama atât de vorbă cu fratele Iosef Anca și îi povesteam despre ceva din viața mea și îmi zicea, amintește-ți de Moise când Dumnezeu i-a zis, când el tot insista înaintea lui Dumnezeu, să-l lase să intre și el în Canaan. Și Dumnezeu a zis, destul, gata.
De asta să nu mai vorbești. Și zice, știi cum înțeleg eu textul ăla? Dumnezeu zice lui Moise, Moise, eu m-am tot gândit la situația ta și să știi că am gândit-o foarte bine. Dacă tu continui să te mai rogi, să știi că eu fac cum zici tu, te iubesc și schimb. Dar Moise, n-o să mai iasă așa bine cum gândesc eu, las-o așa cum zic eu. Dumnezeu este ca și într-un birou în care nu poate să intre oricine. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și ne lasă oricând să intrăm acolo. Și numai că ne lasă, în timp ce Dumnezeu desfășoară planurile marele arhitecte al creației, acolo în față, noi venim ca și niște copii și zicem, Doamne, aici vreau așa. Și Domnul, bine măi, dacă tu vrei, eu te fac așa cum zici. Amintiți-vă de Avram. De la 50 a zis, Doamne, dacă sunt 50, scap. Ce datea? Scap. Dar, Doamne, acum hai să scădem, dacă sunt numai 45. Dar dacă sunt numai 40, îi scap, te rog. Măi, dacă tu zici, îi scap. Dar dacă sunt numai 20, dacă sunt numai 10, fac cum zici tu. De a fi conștienți ce valoare au rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, am dat mare importanță timpului de rugăciune și aici, la adunare și acasă. Vă amintiți ce zicea Solomon în Eclesiastul, capitolul 5? Când intri în adunare și te pui să te rogi, ai grijă ce cuvinte ți iasă pe limbă. Pentru că Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ. Ai grijă să nu spui vorbe multe și să nu te pripești înaintea lui Dumnezeu să ceri ceva cu grabă înaintea Domnului. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să facă cum zici tu. Amintiți-vă ce zicea și Mântuitorul nostru cel scump când ne învăța referitor la vremea din urmă, zicea Domnul, rugați-vă ca ziua aceea să nu fie într-o zi de sabat sau să nu fie iarna. Adică ce zice asta? Doamne, dacă eu mă rog ca să nu vină nenorocirile alea în ziua de sabat, nu o să vină în ziua de sabat? Nu-s programate în planurile tale ziua aceea pe care nu o știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, numai tatăl. Ziua aceea este elastică și o muți, așa cum mă rog eu? Da. Avem un Dumnezeu care e caracterizat de o înțelepciune nepătrunsă, cum zice Apostolul Pavel, dar zice Iacov în epistola sa că înțelepciunea divină, înțelepciunea care vine de sus, are printre caracteristicile sale faptul că este ușor de înduplecat. Adică un Dumnezeu care își preschimbă înfăptuirile împreună cu noi. Să dăm cinste unui astfel de Dumnezeu și să dăm mare importanță timpului de părtășie, nu numai aici în adunare, mai ales în cămăruță, în odăiță, pentru că noi împreună cu Dumnezeu, prin rugăciuni, conducem lumea asta. La începutul anului, știți, au fost frământările astea și încă sunt referitoare la un posibil război mondial și au fost niște lucrări în țară prin care se spunea din partea Duhului Sfânt că dacă poporul Domnului se întoarce cu pocăință sinceră, pentru că ne-am îndepărtat mult de la adevăr, și dacă cerem, Dumnezeu va îngădui o amânare acestor nenorociri. Am amintit de ceea ce spunea Mântuitorul altădată, cum se vor împlini scripturile. Noi am vrea să ducem tot bine și eu mă rog ca să fie pace pe pământ și să lucrurile să meargă în continuare tot așa, să progresăm, să-mi văd copiii realizându-se. Dar mă întreb, cum se întreba Mântuitorul, cum se vor împlini scripturile care spun că așa trebuie să se întâmple? Care spune, zice Apostolul Pavel Conelor, o prăpădine neașteptată va veni peste pământ și nu va fi chip de scăpare. Dar uitați-vă că Dumnezeu, pentru că ne rugăm, îngăduie o amânare și ne ascultă. Ce mare Dumnezeu avem! N-are niște planuri bătute în cuie, ci are niște planuri, cum zicea Iov în cartea sa, el își va împlini toate planurile cu privire la mine, dar va mai face și multe altele. Are planuri pe rol pe care acum le prelucrează și pe care le schimbă în funcție de rugăciunile noastre. De aceea zicea Iacov în epistola sa, voi n-aveți pentru că nu cereți. Doamne, câte binecuvântă nu ratăm, câte ocazii nu le pierdem pentru că nu ne rugăm și nu le cerem de la Dumnezeu. Să învățăm, iată și în seara aceasta, din Scriptură, de la oamenii lui Dumnezeu, să fim oameni ai rugăciunii. Pentru că la capătul celălalt de fir este cineva care ne ascultă toate șoaptele noastre.
predicam duminică seara într-o biserică aici în Dublin, amintindu-mi de un moment în care Agar se spune că a văzut că nu mai are apă pentru copilaș și se stingea copilașul în fața ei, l-a părăsit și a zis să nu văd moartea copilului și s-a dus deoparte. Și copilul plângea și Agar plângea, dar niciunul nu scrie Biblia că se ruga. Dar la un moment dat a venit un înger din cer și a vorbit lui Agar și a zis: Agar, am auzit glasul copilului care plânge. Nici măcar nu se ruga copilul, doar plângea. Și Dumnezeu care este în ceruri auzea glasul plânsetului acelui copil. Cu atât mai mult n-ascultă Creatorul nostru rugăciunile noastre făcute în numele Mântuitorului nostru care și-a dat viața pentru noi. Așadar, să mergem cu îndrăzneală înaintea Domnului ca să găsim har și să fim ajutați la vremuri de nevoie. Să rugăm pentru daruri duhovnicești în biserică. Este una dintre marile lipsuri în biserică. Spuneam recent cuiva, avea daruri în biserică este ca și cu unul care, să înțelegeți comparația, ca și unul care ar încerca să-și sape ogorul cu hârlețul și lângă vine unul cu tractorul, cu un plug după el și trece și ară. Vă dați seama de diferență? În cât timp ar trebui primului cu hârlețul, cu sapa, să sape cât are ăla într-o oră cu tractorul? Povestea dată fratele Iosef îmi zicea: măi băiete, se vede că ai chemare de la Dumnezeu. Zice, am văzut și alți frați. Dar zice, tu ești prea foarte mult legat de schiță, de pregătirile tale. Dacă te-ai lăsat călăuzit de Duhul, ai vedea că lucrurile merg mult mai ușor. Muncești foarte mult și eficiența e foarte mică. Dar când este dar și călăuzire de la Dumnezeu, există eficiență. Avem nevoie de proroci, de învățători, de evangheliști, de apostoli. Când am venit încoace spre Irlanda, Dumnezeu mi-a făcut parte de o experiență deosebită. Îmi zicea odată un frate că orice călătorie este o experiență duhovnicească, dacă ai ochi să vezi. În timp ce așteptam în Arad trenul care să mă ducă spre Oradea, când se urcă în tren, m-am uitat pe peron și se îndrepta spre aceeași ușă a trenului un bătrânel care de-abia își trăgea picioarele după el. L-am recunoscut, era un vechi prieten, un sfătuitor al meu din proaspăta tinerețe, dar care de câțiva ani buni s-a mutat undeva în județul Sălaș și acum a fost în vizită prin Arad. Întâmplător am aflat că urma să mergem cu același tren și în același vagon și în același compartiment și să stăm față în față. Mi-a pregătit Dumnezeu o întâlnire duhovnicească. Mi-a împărtășit foarte multe bătrânul acesta. Vorba lui Iov, într-o viață lungă este înțelepciunea. E păcat că în postmodernism aruncăm peste bord. Cine mai trebuie nou bătrânul? La bătrânul nu trebuie nimănui. Nu-s bun de nimic, pentru că cântărim oamenii în funcție de cât produc și cât ne pot ajuta din punct de vedere financiar. Dar în perii albi, zice Solomon în Proverbe, sunt o cunună de cinste dacă se găsește pe calea neprihănirii. Și printre lucrurile care le-am discutat cu el, mi-a atras atenția asupra unui aspect. Zice, știi de ce nu sunt daruri în biserică? Zic, nu știu. El este prezbiter, s-a retras acum din slujbă, mi-a povestit mai multe experiențe. E ce-ți amintești că atunci când fiul cel tânăr s-a întors acasă și tata l-a primit, fiul risipitor, și l-a iertat și l-a pus la masă, băiatul cel mare s-a întors de la câmp și supărat n-a vrut să intre în casă și tatăl său a ieșit afară și a spus: fiule, tot ce am eu este al tău. Zice, tata l-a primit și pe fiul risipitor. L-a iubit, l-a repus în cinstea de fiu, dar nu i-a mai dat nimic din moștenire. Tot ce mai avea i-a rămas celui mare. Problema este, zicea el, că nu prea mai avem fii mari în biserici. Fii risipitori avem. Dar nu mai avem fii mari care să-i dea Dumnezeu întreaga lui avere. Pentru că ne pierdem chemarea pentru lucruri mărunte, pentru bani. Ascultam recent pe Zac Ponen, predicatul că am auzit că a fost și pe la dumneavoastră.
Cel Dumnezeu a chemat pe mulți dintre voi, dar foarte mulți au renunțat la chemare din cauza dragostei de bani, a faimei, a plăcerilor, a diferitor dorințe. Dumnezeu este gata să dea, dar caută oameni din aceștia ca Fiul cel Mare. Dumnezeu să ridice astfel de oameni și în biserică, în Dublin. Ne întoarcem la Ezra pentru că spuneam că vreau să vorbim despre el. Mi-l imaginez un bărbat cu barbă, după cum și spune aici, care îi conferea demnitate. Avea acces la împărat. Amintiți-vă că împăratul l-a trimis, un om cu o poziție de demnitar, dregător, ca și Nemia de altă dată, avea să conducă pe evrei în drumul lor spre templu. În capitolul 9 găsim rugăciunea pe care el o face înaintea lui Dumnezeu. Și din studiul pe care l-am făcut eu asupra acestei cărți, cum spuneam cu ani în urmă, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect despre Dumnezeu. Pe mine m-a surprins când l-am înțeles. Dumnezeu, când i-a adus pe evrei în robie, le-a promis prin profetul Ieremia că 70 de ani va fi robia. Stați liniștiți în Babilon, căsătoriți, văzdiți-vă case, că 70 de ani să stați acolo. Au venit alți proroci care au zis 2 ani doar. Și au rupt jugul de pe gâtul lui Ieremia. Și Ieremia a zis, ai rupt unul de lemn, dar Dumnezeu va face unul de fier. 70 de ani ține robia. Ce este ciudat este că de când templul a fost dărâmat, până când Cir a dat porunca ca evreii să se întoarcă înapoi, n-au trecut numai 50 de ani. Și când ajung la contradicție din acestea, spunea, mi se pare că Einstein, că cu adevărat progrese se fac numai atunci când ajungem la contradicții. Atunci ne dăm seama că ceva nu merge bine în modul în care gândim noi lucrurile și atunci avem șansa să descoperim adevărul. Și discutând cu unul cu altul, mi s-a atras atenția asupra faptului că evreii au fost deportați în 3 rânduri în Babilon. Prima dată au fost deportați Daniel cu tinerii, cei 3 tineri și alții, de către Nebucadnețar. Apoi a urmat încă ani de zile până când a venit un război, în urma căruia au fost deportați o parte din evrei. Și abia după 20 de ani de la prima deportare a venit Nebucadnețar și a dărâmat Ierusalimul și a ars templu și evreii au fost duși în masă în robie. Așadar, de când Daniel a plecat în robie, zice el de fapt în cartea sa, în capitolul 9, trecuseră 70 de ani până la darea poruncii lui Cir. Știți însă ce am surprins din acest adevăr. De obicei nu suntem atenți la date, nici mie nu-mi plac foarte mult datele astea istorice. Nici nu v-am prezis aici exact anii în care s-au dat și ordinele, exact anul în care a fost, nu le-am reținut niciodată și nici nu am materialul acum notat, acasă le am pe undeva. Ce este interesant este că Dumnezeu le-a calculat pedeapsa evreilor de la prima deportare. Cea mai mare parte a evreilor, a iudeilor, n-au gustat decât 50 de ani de robie. Doar Daniel și încă o parte din tinerii din neamul împărătesc au gustat robia întreagă. Și ce înseamnă asta? Dumnezeu a zis 70 de ani vă dau. Dar așa a gândit Dumnezeu lucrurile încât vă las numai 50 de ani. 20 de ani e har. E adevărat însă că după ce evreii s-au întors înapoi în Canaan, a mai durat încă 20 de ani până când au reconstruit templul. S-au oprit, au început să zidească, după aceea s-au oprit, 18 ani au stat și apoi au reconstruit și templul a fost reinaugurat doar după 70 de ani de la dărâmare. 70 de ani pentru robi, 70 de ani pentru templu. Chiar dacă a fost o dislocare de vreo 20 de ani între ele. Dar este ceva plin de speranță când citesc asta. Ceea ce vă spuneam și data trecută când predicam. Toate judecățile lui Dumnezeu sunt pline de bunătate. Vă pedepsesc 70 de ani să-ți țină țara sabatele.
La fiecare 7 ani trebuia să aibă anul sabatic pământul. Și a zis Dumnezeu, calculăm, 70 de ani trebuie să stea țara nelucrată. Dar în harul și îndurarea sa le-a calculat pedeapsa de la început, de când au plecat Daniel în robie, când cei mai mulți evrei stăiau în țara lor. Vreau să învățăm în seara asta de la Dumnezeu. Biblia spune despre noi bărbații să nu ținem necas pe nevestele noastre. Sensul cuvintelor lui Pavel este să nu fim aspri cu ele. Dragi frați și surori, învățăm oare astăzi de la Dumnezeu și din experiența asta lui Ezra, lui Nemia, a lui Zorobabel, a lui Daniel, a lui Iosua, mare preot, Hagai, profetul din vremea aceea, e vorba de oameni contemporani. Învățăm în seara aceasta că Dumnezeu, și dacă a hotărât un cuvânt de pedeapsă, așa le învârte și le calculează încât nu și-a încălcat cuvântul, 70 de ani a trecut, dar să ne iasă cât mai bine nouă. Am învățat asta de la Dumnezeu. Când dau pedeapsă copiilor, să lasă o ușă de să scăpare. Trebuia să merg într-o zi într-o misiune la Cluj și le promisesem copiilor că vin cu mine. De obicei iau cu mine peste tot. Am învățat asta din Scriptură, de la evrei, de la Dumnezeu, care le-a spus evreilor, de exemplu, în Deuteronom, să vorbești despre legea asta când vei fi la câmp, când vei fi plecat în călătorie, când vei fi acasă. Păi, dar cu cine? Că eu plec singur. Nu, zice Dumnezeu. Eu mă aștept ca copiii să fie cu tine la câmp. Mă aștept ca copiii să fie cu tine în călătorie. Mă aștept copiii să fie cu tine acasă, cum a zis Domnul în pildă în Evanghelie. Copiii sunt cu mine în pat. Noi tot îi depărtăm de noi și apoi când sunt mari am vrea să ne apropie, dar și-au găsit deja un alt mediu care atrage mai mult. Și le promisesem copiilor că vor veni cu mine cu condiția să fie cu minți. Însă unul dintre copii a făcut o prostie, nu mai mi-amintesc ce, și a zis, ești pedepsit, vei rămâne acasă. Dar în momentul în care rosteam pedeapsa, mi-a dat seama că trebuie să-i lăs o portiță de salvare. Și am îngăduit o ieșire, zicând în final că dacă și soția va veni cu mine, va veni și el. Știu că în seara aceea s-a purtat foarte frumos, s-a cerut iertare, s-a purtat ca un înger. Așa încât a trebuit eu să mă rog mult pe lângă soție să vină cu mine ca să pot să-i anulez pedeapsa acestui copil. Nu fiți aspri. Nu păstrați răutatea. Tu-mi zici, mă supără, 70 de ani. Dar după aceea, 50. E primul lucru pe care îl observ din experiența aceasta lui Ezra și a oamenilor din perioada aceea. Apoi, în rugăciunea acestui bărbat, observ versetul 6. Vreau să nu uitați, Ezra era demnitar. Era mare preot, cărturar iscusit. Citea în legea Domnului, citim în Nemia, și după aia dădea înțelesul poporului. A scris o mare parte din cărțile Vechiului Testament. Se pleacă, zice, în versetul 5, în genunchi înaintea Domnului și ridică mâinile spre cer. Și zice, Dumnezeule, sunt uluit și mie rușine. Mie rușine. Unui bărbat de o asemenea statură și politică, socială și morală să se plece în rugăciune să zică, Doamne, mi-e rușine. Știți că spune și în capitolul 8, versetul 22, îmi era rușine. Vreau să știți, dragii mei frați și surori, că atunci când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, rușinea trebuie să facă parte integrantă din închinare. Ce zice Apostolul Pavel? Femeile să se roage cu rușine. Am citit o carte în urmă cu câțiva ani, o carte bună. Un autor ortodox, are o poziție anumită, nu știu, în gradele astea din Biserica Ortodoxă, exact denumirea e destul de greoaie, călugăr, a scris o carte între Freud
și Hristos. O carte subțirică, în care sublinează faptul că, de la Freud încoace, societatea duce o luptă teribilă și agresivă împotriva rușinii. El a fost părintele, Freud a fost părintele psihanalizei, analizei psihicului, spunând că majoritatea comportamentelor noastre din maturitate și-au rădăcinile în perioada amneziei copilărești, adică până la 5 ani, perioada în care nu ne amintim niciunul dintre noi nimic. Și că în funcție de modul în care suntem tratați în acea perioadă, ne comportăm după aceea. Și că nu suntem de fapt responsabili de comportamentele noastre, ci responsabili sunt cei care ne-au crescut până la 5 ani. Și că noi trebuie să luptăm în continuul timpul vieții împotriva complexelor, a rușinii. Și ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul acestui om care și-a pierdut și mințile din cauza teoriilor sale ateiste. El a fost evreu. Freud a zis, trebuie să luptăm împotriva rușinii, dar întreba acest bărbat, acest scriitor, dacă îmi pierd o mână, voi fi handicapat. Dacă îmi pierd un picior, voi fi handicapat. Dacă îmi pierd un mădular, sunt handicapat. Dar dacă îmi pierd unul dintre simțurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, vom fi handicapați. Problema este însă că am ajuns să trăim într-o lume de handicapați, în care dacă mai ești sănătos, ești considerat tu bolnav. Câți dintre noi mai au rușine? Trăim într-o societate care ne învață să nu mai fie rușine. Ceea ce uimește este că trăim într-o lume care e plină de prostie și de neștiință, dar nu le restă rușine. E plină de obrăznicie, dar nu mai au rușine. De imoralitate și nu le mai este rușine. Stau la servici, la lucru, aici, în Irlanda, pe șantier, și la masă se vorbesc tot felul de cuvinte, unor îi mai opresc pe colegi. Și pe mine mă surprinde faptul că n-au pic de rușine în modul în care vorbesc. Unde a dispărut? Înaintea Creatorului nu putem să mergem fără rușine. Pe mine mă surprinde, de exemplu, când beau apă în general, nu întotdeauna, dar unul mi-aduc aminte, încă din școală, de anomalia apei. Stau în fața unei substanțe încă nedezlegată de societate. Nu numai faptul că e formată din hidrogen și oxigen, hidrogenul arde, oxigenul întreține arderea. Două substanțe care pot arde. Și apa stinge focul. Ciudat cum le-a combinat Dumnezeu. Dar ceea ce este cel mai interesant este că anomalia apei, adică apa între 0 și 4 grade, se comportă foarte ciudat. Orice corp se dilată prin încălzire și mărește dimensiunile, de aia se lasă spații de dilatare în construcții, în căile ferate, poduri, peste tot se lasă spații de dilatare. Când se încălzește un corp, își mărește dimensiunile, de aceea sus este mai cald decât jos, aerul cald se ridică pentru că mărindu-și dimensiunile scade densitatea, adică același centimetru cub de aer, dacă vreți, mărindu-și dimensiunile, într-un centimetru cub intră mai puțin aer decât dacă este la o temperatură mai mică. Și atunci, fiind mai ușor, este normal că se ridică sus. Ce este ciudat este că apa până la 4 grade se comportă invers. Dacă o încălzești de la 0 la 4 grade, apa se contractă și devine mai grea. De la 4 grade începe să se comporte obișnuit, se dilată înapoi. Știți de ce? Pentru ca să poată trăi peștii. Iarna, apa de 4 grade coboară și apa de 0 grade se ridică sus. Este mai ușoară decât apa de 4 grade. Și apa îngheață întotdeauna la suprafață. Ar fi la înghițat lacurile de la fund și ar muri toată viața acvatică. Cine a pus atâta înțelepciune în această substanță pe care o consumăm zilnic? Nimeni nu știe. Și nu știm de ce se comportă așa apa. Doar știm că se comportă așa. Pământul ne atrage pe fiecare dintre noi și știm legile gravitației, dar nu știm de ce o face. Am dat doar două exemple pe care le întâlnim în fiecare zi. Și când stau în fața unui astfel de creator,
N-am niciun merit cu care să ies în evidență. Nu este niciunul care să facă binele fără să păcătuiască. Sunt încărcat de înfrângeri. Cum pot să mă prezint înaintea Lui decât cu rușine și sfială? Ce mă surprinde la omul acesta, Ezra, este modestia sa. Mă uit în general în adunări pe unde umblu și majoritatea fraților nici n-au auzit de Ezra. Când le spun unor oameni, dacă cer să le prezint copilașii, că pe unul din cheamă Ezra, cine a fost ăsta? Acum la oameni din lume mă aștept la așa ceva. Dar la frați în biserică, să întâlnesc surori care nici nu știu să pronunțe numele lui Ezra. Și de ce? Ezra a fost foarte modest. Ezra nu și-a semnat Psalmul 119, nu și-a semnat Cartea Cronicilor, nu și-a semnat niciuna dintre realizările sale în istorie. A rămas în modestie. Spunea cineva că modestia este semnul unei mari personalități. Oamenii modești sunt oameni mari. Dar nu acum, nu-i vedem noi astăzi. Nu și-au apărat reputația și drepturile, a fost un om cu inimă. Și dacă vreți ca rugăciunile noastre să apă trecere înaintea lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu caută ingredientul ăsta al modestiei. Nu mai insist, văd că timpul trece foarte repede. Nici nu credeam că voi ocupa atâta spațiu din timp. Tot în cartea asta lui Ezra, omul acesta care face o rugăciune cum n-am făcut niciunul dintre noi. Ezra scrie Biblia că și-a rupt hainele când s-a plecat pe genunchi și s-a rugat. Bine, hainele ne le putem sfârșia. Dar scrie Biblia că Ezra și-a smuls părul din barbă și părul din cap. A avut o inimă mare pentru popor. Și citim în capitolul 10, versetul 4, că îl îndeamnă aici cei care erau lângă el, scoală-te că-și treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. E vorba despre rânduirea căsătoriilor și despre reglarea celor probleme care s-au evit în familiile evreilor întoși din robie. Vreau să spun, dragi frați, bărbați, acum mă adresez în mod deosebit bărbaților, ce spune aici lui Ezra, scoală-te că-și treaba asta te privește. Să știți că noi avem o responsabilitate mai mare decât surorile în familie. Atunci când Avram a greșit și a intrat la Agar, Dumnezeu nu l-a mustrat niciodată pentru chestia asta. N-a spus niciodată că a greșit. Dar atunci când între Agar și Sara a intervenit conflictul, pe cine l-a certat Dumnezeu? Pe Sara sau pe Avram? Avram, rezolvă problema. E răspunderea ta. Spunea fratele Iosif odată, când Zaharia n-a crezut ce a vestit îngerul, n-a mai vorbit 9 luni de zile cât timp a fost însărcinată soția lui. Când soția lui Manoah a venit omul lui Dumnezeu la ea și a vorbit și a spus bărbatul ei, femeia a zis, să mai vin odată omul lui Dumnezeu. Și a mai venit odată. N-a pedepsit-o deloc. La ea, cu alte cuvinte, Dumnezeu a îngăduit îndoială. La Zaharia n-a îngăduit. Avem responsabilitate, dragi frați, în familie. Am sesizat, și cu asta închei, am sesizat că atunci când ne dedicăm lucruri spirituale în familie, să vedeți cum toate lucrurile se așează la locul lor. Odată eram plecat într-o misiune și se întâmplă asta când rămâne soția acasă cu toți copiii. Copiii sunt agitați, de multe ori poate și din cauza luptelor duhovnicești la care suntem expuși noi în adunare, poate sunt atacați ei, pot să fie și astfel de explicații. Spunea soția odată, eram terminată, copiii erau gălăgioși, certuri între ei, era greu de stăpânit. Și ce m-am așezat pe o canapea, am luat băiatul cel mare lângă mine și am zis, acum citim din Biblie, eu citesc din Proverbe, citesc un proverb și tu repezi după mine. Și a început să citească. 1, 2. Păi zice, l-ați observat, rând pe rând s-au dus și s-au așezat lângă ea și se răcite și ei după ea.
s-a făcut liniște și citeau împreună cartea Proverbelor cu voce tare. Cartea asta, lege să nu se depărteze de gura ta. Noi citim numai cu ochii. Atenție, Iosua ni se spune să nu se depărteze de gura. În casă trebuie să citim cu gura. Și fetița s-a liniștit și după aceea au putut să cânte o cântare. Și din iadul acela dezlănțuit din casă s-a așezat un rai liniștit în care s-au putut și ruga și cânta. Dar trebuie să existe cineva care să știe că e responsabilitatea lui, că treaba asta îl privește. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem ca bărbați rolul și să ne conducem familiile în rugăciune și închinare. Amin.